altă ediție a dezbaterii Online to Value Talks, un sistem Net Event dezvoltată de Tudor Communication împreună cu partenerii noștri de la nettv.ro. Așa cum știți, suntem încă în stare de alertă, așadar atât eu cât și invitații și regia ne aflăm la distanță, dar ne întâlnim în siguranță pe ecran. Sunt Daniela Palade Teodorescu, director editorial Tudor Communication, iar în această după-amiază ne-am teleportat prin intermediul Zoom-ului tocmai la Ciucud, ca să stăm de vorbă cu o echipă de oameni care, așa cum spun românii, sfințesc locul și dau zilnic un exemplu de bune practici pentru ceea ce înseamnă Smart Village în România. Așadar, suntem onorați să avem ca invitați la dezbaterea noastră pe Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud, despre care știm cu toții că este comuna cu cea mai mare absorbție de fonduri europene din țară și unde oamenii se bucură de toate utilitățile. Bine ați venit, domnule primar, vă mulțumim că v-ați făcut timp să stați de vorbă cu noi. Româna, bună ziua, bine v-am găsit! Celălalt invitat este Dan Lungu, face parte din echipa de comunicare a primăriei comunei Ciugud, ca purtător de cuvânt. Vă voi spune că este fost jurnalist și încă unul foarte, foarte bun. A fost printre finaliștii concursului Tânărul Jurnalist al anului, cu un reportaj foarte interesant publicat de Mediafax. El a fost și selecționat pentru un stagiu la Bruxelles în cadrul programului Burse Europene în 2014. Organizat de Freedom House România și reprezentanța Comisiei Europene din România. Vă voi spune din culisele acestei dezbateri că a fost o plăcere să intru în contact cu dumnealui. Am procedat exact așa cum ar face orice om care vrea să ia legătura cu primăria. Am scris un mesaj și foarte prompt și profesionist mi-a răspuns, cred că în 20 de minute. Așadar, felicitări și pe această cale pentru eficiența cu care țineți legătura ca un adevărat purtător de cuvânt. Bine ați venit! Bună ziua, vă mulțumesc! La câtă reclamă mi-ați făcut, domnul primar, o să mărească salariul. Îl felicit și felicit și pe domnul primar că se înconjoară de oameni competenți și aceasta este o calitate a unui lider, da? Să știi să aduni în jurul tău oameni buni. Așadar, bine ați venit încă o dată la To Value Talks. Se știe despre România, da, suntem o țară preponderent rurală, mai bine de 80% din teritoriul României este în mediul rural și mai aproape 50% din populație locuiește la sat. Din păcate, și văd acest lucru în fiecare an când merg în vacanțe în satele românești, dispar satele, se depopulează, oamenii fug de la sat la oraș pentru o viață mai bună. Și în aceste condiții avem de-a face cu comuna Ciugud, care crește pe zi ce trece, care prosperă, care atrage oameni și care vine cu niște noutăți extraordinare, cum ar fi această școală smart, despre care am citit cu mare plăcere și care funcționează dinaintea pandemiei cu un sistem online pus foarte bine la punct. Am citit cu plăcere despre profesorii care poartă uniforme într-un fel de solidaritate cu elevii, pentru că suntem aproape de începerea anului școlar. Aș vrea să-mi vorbiți puțin despre școala Smart din Ciugud, un exemplu extraordinar că la sat se face școală bună. Domnule primar, cum v-a venit ideea școlii Smart? Da. Noi la Ciugud considerăm și credem cu tărie că educația alături de sănătate sunt doi piloni extrem de importanți ai societății românești. Ca atare, orice investiție am face în educație și în sănătate niciodată nu este prea puțină.
Pe de altă parte, la Ciugud, Ciugudul are 6 sate, aproximativ la fel de mari, înșirate cumva pe malul stâng al Mureșului. Am avut 6 școli cu învățământ primar și gimnazial. De-a lungul timpului s-a creat un fenomen datorită, eu știu, într-o primă fază scăderii numărului de copii, pentru că și Ciugudul a suferit o depopulare, după, practic înainte de Revoluție și apoi după Revoluție. Dar s-a creat un fenomen prin care părinții își duceau copiii la școală în Alba Iulia și îi duceau la oraș, pe considerentul că la țară nu se face școală. Și atunci am încercat, cum să vă zic, mai multe variante. Am încercat în prima fază să ne punem școlile la punct, așa cum era atunci, în 2010, însă fără un succes. După care am scris un proiect prin care trebuia să reabilităm școala de centru, să o eficientizăm energetic și în timpul implementării proiectului ne-a venit o idee, cineva spunea că e o idee nebună atunci, dar se pare că a fost o idee bună, o idee prin care cumva am închis celelalte școli din celelalte sate și am adus toți copiii la școala de centru. Și n-am făcut doar atât. Am comunicat foarte bine. Prima dată le-am prezentat acest proiect cadrelor didactice și le-am spus, dragii mei, dacă noi continuăm în forma asta, riscăm ca toți copiii să ne plece în Alba și voi să vă pierdeți serviciu, iar Ciugudul să rămână fără o școală bună. Și atunci ei au înțeles, au împărtășit acest aspect, după care am avut discuția cu părinții, pentru că ni se părea o chestiune extrem de sensibilă să-i spui părintelui care până acum aș trecea drumul la școală, că va veni autobuzul cu un soțitor, îl va lua poate cu 20 de minute, cu o jumătate de oră mai repede, trebuie dus până în Ciugud, întors în familie, dar am venit și cu o ofertă în plus. Am creat acest after school, școală după școală, unde copiii primesc o masă caldă și unde copiii sunt ajutați să-și facă temele, au și alte, să zic, activități decât cele școlare, au și activități extrașcolare, extracurriculare. Iar marea surpriză a fost această tehnologie pe care noi în timpul proiectului cumva am adaptat-o și am implementat-o în școală, creând o școală inteligentă, o școală smart, în care, să vă dau doar câteva exemple, nivelul temperaturii este controlat automat în orice sală de clasă, nivelul de oxigen este controlat automat în, peste tot în școală, cu senzori puși, lumina ce cade pe cartea, pe calculatorul elevului, este constantă tot timpul zilei, indiferent că afară e noapte și între timp răsare soarele sau crește intensitatea de afară, becurile își reduc automat din lumină, se sting becurile automat când cineva dispare din sala de clasă, nu se mai simte o mișcare o perioadă de 5 minute. Am implementat un sistem de supraveghere audio-video, fără să ne gândim că va veni pandemia. Ne-am gândit doar că un copil poate să fie bolnav acasă, că nu poate să participe la oră și că el, de pe, eu știu, o tabletă sau un calculator, poate fi online în sala de clasă și iată că ne-a prins foarte bine. Am montat în toate sălile de clase table inteligente cu softuri educaționale. Fiecare cadru didactic are la dispoziție un laptop care se loghează, cu care se loghează la platforma educațională. Toți copiii din clasele 5-8 beneficiază de Chromebook-uri, sunt niște laptopuri dedicate învățământului, adică copilul cumva lucrează pe platforma lui educațională folosind un user și o parolă. User și parolă ce este doar a lui poate fi accesat de profesor să vadă ce lucrează și de părinte. Copilul poate să vadă și peste 50 de ani ce a lucrat în această perioadă. Cumva are un istoric acolo asupra tot ceea ce s-a întâmplat. Profesorul poate să-i dea teme pe platformă. Sunt câteva chestiuni
care cumva ne fac să facem școala altfel. Și pe lângă acestea am achiziționat un laborator virtual unde copiii, folosindu-se de această tehnologie, pot fi duși oriunde în lumea aceasta sau, nu știu, la ora de biologie poate simula că ține în mână o inimă pe care o vede cum pulsează, profesorul poate să-i explice, nu știu... realitatea virtuală. Exact, foarte multe astfel de chestiuni. Am încercat să implementăm, pentru că e foarte important, noi am adus această tehnologie, dar fără resursa umană acolo nu o să faci mare lucru. Și am încercat să ne pregătim și profesorii în așa fel încât să perceapă, să primească, să implementeze cu drag noua tehnologie. Și pe partea de mediu am desfințat toate coșurile de gunoi din sala de clasă, le-am luat copiilor în... am pus în curtea școlii colectare pe 5 fracții, iar în fiecare clasă, în pauză, există un polițist eco cu o vestă inscripționată și o șapcă și cu o fluierice. El nu face altceva decât îi urmărește pe copii că își duce, eu știu, gunoiul menajer și își colectează pe fracții, iar dacă nu face acest lucru, are o fluierice și îl fluieră. Ei au un de gând să aplice chiar și sancțiuni bănești modice cu banii respectiv să dezvolte aceste servicii. Tot ceea ce am făcut noi în școala aceasta au făcut ca cumva să aducă acea fericire a copilului că vine la școală. Adică dacă până acum copiii veneau la școală, cum știm că nu prea merg copiii cu drag la școală, acum ei sunt mândri că învață în școala din Ciugut, abia așteaptă să vină ora de, nu știu, informatică sau să vină ora în care primesc Chromebook-urile și învață pe ele sau primesc laboratorul virtual. Îi învățăm să fie mai creativ și în felul acesta îi pregătim cu adevărat pentru ziua de mâine. Pentru că știm cu toții că, din păcate, după 90 încoace, învățământul românesc a fost într-o continuă derivă. Am trăit și noi o experiență nu tocmai plăcută când am vrut să facem această școală smart și ne-am dus la minister să luăm lumină și vorba unui angajat de acolo zicea, ați venit să luați lumină, dar ați găsit cablu tăiat. Am văzut că nu aveau o viziune în acest sens. Nu ne bucură faptul că a venit pandemia, dar cred că scutură un pic sistemul din temelii și cumva ne aduce acolo unde ar trebui să fie sistemul de învățământ într-o țară europeană, așa cum ne numim noi. Pe de altă parte, noi am vrut să demonstrăm că școala de la țară are viitor. Am vrut să demonstrăm că nu doar la oraș se face școală și că nu doar copiii de acolo sunt iluștri, că și aici copiii au calități și am încercat să explicăm și părinților, și copiilor și nu ne-am propus să facem din ei numai olimpici sau, eu știu, numai somități. Am încercat, așa cum am spus și o repet, să ne pregătim copiii pentru ziua de mâine, să avem un viitor, pentru că poate că, nu știu, peste câțiva ani, viitorul primar va fi de acolo, din școala respectivă și atunci pentru noi e important să lăsăm comuna aceasta pe oameni educați, pe oameni pregătiți. Ce surpriză avem acum, că atât de mulți copii s-au întors în școala de la noi, vă spun că avem copii care vin din comunele învecinate, din Alba Iulia și învață la noi, încât nu mai încap. Și acum ne propunem să proiectăm noua școală, mult mai mare, unde să aibă loc toți copiii. Vă felicit, domnule primar, în primul rând pentru faptul că ați avut viziunea pe care orice lider ar trebui să aibă pentru comunitatea lui. Practic ați anticipat nevoile pe care le aduce pandemia și vă felicit și pentru
pasiunea cu care vorbiți despre lucrurile acestea. Sunteți visor cărui părinte, al oricărui elev și al oricărui profesor, să vezi, să vezi un gospodar pe primul edil al comunității că vorbește cu atâta drag despre educație. Am o întrebare pe care am să îi adresez domnului Dan Lungu. Cam cât timp a durat tot acest proces de digitalizare a educației? Da, educația este foarte importantă și dacă spuneați dumneavoastră la început, povesteați de fapt, la un moment dat ne-am mai intersectat într-un alt proiect în care eu mergeam să studiez în străinătate. Cred că lucrul pe care l-am învățat în viața de jurnalist și ulterior în partea de comunicare este faptul că totul se reduce la educație. Dacă vom înțelege că trebuie să pornim de la educație, cu siguranță vom reuși să transformăm comunitățile noastre așa cum ne dorim. Să știți că la noi în școală este pe unul dintre pereți scris un motto și sună în felul următor. Cum arată astăzi școala, va arăta mâine țara. Adică dacă ne dorim o școală cu toaleta în curte, așa ne va arăta și comunitatea. Pentru că până la urmă la țară, și nouă nu ne e rușine să spunem că suntem de la țară sau că suntem o primărie de la țară, la țară oamenii au o vorbă și spun așa că dacă ai curățată curtea și casa te arată curată, gardul și așa mai departe, înseamnă că ești un gospodar. Așa că poate ar trebui să începem cu toții cu școala. Revenind la ceea ce spuneați dumneavoastră de partea de digitalizare, să știți că noi nu am făcut nimic deosebit. Noi am încercat doar să mergem spre ceea ce înseamnă viitor. Și viitorul, că vrem, că nu vrem, va însemna în viitor, va însemna în scurt timp digitalizare. Adică acești copii pe care noi îi pregătim astăzi, peste câțiva ani vor ajunge în piața muncii, unde partea de digitalizare, roboții, softurile informaționale, informatice și așa mai departe, vor fi tot mai prezente. În contextul acesta, la nivelul Uniunii Europene se discută tot mai des despre un nou principiu, principiul EduTech, și anume introducerea tehnologiei în procesul educațional. Din păcate, și aici noi suntem deficitari și suntem codașii Europei. Pentru că dacă avem în momentul de față analfabetism funcțional, destul de ridicat în România, în curând se va vorbi despre analfabetismul digital. Cred că vom fi tot pe primele locuri. De ce spun acest lucru? Pentru că vă dau un singur exemplu. În județul Alba, județ care este un județ ok din punct de vedere economic, din punct de vedere al dezvoltării, peste 4.000 de copii nu au făcut nicio oră în format digital. De ce? Pentru că nu au avut acces la resurse, pentru că nu au avut posibilități, pentru că au fost în zone fără semnal și așa mai departe. Ei bine, asta înseamnă în momentul de față realitatea. Noi am spus, trebuie să le oferim copiilor ăsta toate șansele pentru a putea să se dezvolte corect, normal, sănătos, astfel încât la un moment dat când vor ajunge în piața muncii, să aibă competențe reale pentru a putea ocupa un loc de muncă și nu informații teoretice introduse cu pâlnia într-o programă școlară. Îmi cer scuze că fac o astfel de afirmație, chiar având în vedere că sunt un om din exterior, într-o programă școlară învechită și anacronică, departe de nevoile vă las pe lumii de astăzi. Să continuați atunci. Da, și atunci noi am început procesul de digitalizare. Să știți că procesul de digitalizare nu se încheie niciodată, pentru că frumusețea sau provocarea în această zonă este faptul că în fiecare zi apar lucruri noi, în fiecare zi trebuie să te pui la curent cu ceea ce se întâmplă. Este un proces continuu, un proces în care am intrat și noi, reprezentanții administrației locale, au intrat copiii, au intrat didactice, dar și familiile, să știți. Pentru că, din punctul nostru de vedere, dacă vrem o școală cu adevărat reală, ancorată într-o comunitate, școala înseamnă trei piloni. Unul este
Educația înseamnă trei piloni. Unul este școala, al doilea pilon este familia și al treilea pilon este comunitatea, respectiv administrația locală. Așa că nu ne-am oprit cu digitalizarea, avem multe lucruri de făcut. Profesorii noștri, să știți că ieri vorbeam cu ei pentru că vrem să le pregătim acum niște cursuri de digitalizare. S-au specializat și ei pe banii lor în perioada asta, în vacanță, mulți dintre ei, și încet, încet încercăm să ne punem la punct cu tot ceea ce înseamnă partea aceasta de școală digitală, pentru că deja a devenit o normalitate. Noi vorbeam, să știți, și domnul primar, ceea ce vă spunea, vorbeam în luna ianuarie de posibilitatea predării la distanță. Am încercat să intrăm într-un dialog cu Ministerul Educației pentru a vedea dacă ceea ce gândeam noi este corect și nu doream să facem experimente pe copiii aceștia. Din păcate, ne-am dat seama că există un haos total în partea de educație când vorbim de digitalizare. Și e trist pentru o țară care chiar dă, aș putea spune, dă genii în acest domeniu. Mulțumesc frumos pentru că am vorbit despre digitalizarea educației. Știm cu toții că la Ciugut tehnologia face minuni și nu doar în domeniul educațional. Domnule primar, puteți să ne detaliați, vă rog, despre impactul pe care l-a avut tehnologia în ușurarea multor probleme cu care ne confruntăm. Înțeleg că și arhiva este din ce în ce mai digitalizată la Ciugut. Da, păi știți, pentru mine, ca și om de administrație, țările nordice sunt un exemplu în ceea ce privește, acordarea serviciilor publice către cetățean de înaltă calitate, eliminarea cheltuielii, risipei de bani publici și totodată eliminarea corupției din administrația publică. Am avut plăcerea și onoarea să fiu membru în grupul de lucru când s-a scris Strategia Națională Anticorupție. Și atunci, în cadrul acestui proiect finanțat cu fonduri europene, am avut o vizită de lucru în zonele acestea, unde am putut constata că informatizarea administrației publice, implementarea unor softuri dedicate administrației publice, odată că reduce cheltuiala cu numărul de angajați într-o administrație publică, dar ce este cel mai important lucru și până la urma urmei, acesta cred că ar trebui să fie obiectivul oricărei administrații publice, satisfacerea contribuabilului prin serviciile pe care le primește. În 2002, când am fost în Spania, am văzut la o primărie un pachet informațional de softuri care m-a impresionat, m-a uimit. Doar o mână de oameni țineau toată evidența, toată baza de date atât de bine și totul funcționa atât de bine și de frumos. Ei, am venit acasă cu gândul să cumpărăm și pentru Ciugut așa ceva și am constatat că nu ne puteam permite la vremea aceea pentru că eram destul de săraci. Și apoi în 2008, în cadrul unui proiect finanțat cu fonduri europene, fonduri FARE, am reușit să ne achiziționăm acest pachet integrat de softuri și astfel am devenit prima comună din România care oferea, dincolo de alte servicii, oferea plata datoriilor către primărie în sistemul online. La vreo 2-3 ani după aceea a apărut acea platformă furnizată de către guvern, în care, din nefericire, nici acum nu sunt toate OAT-urile înrolate. Sigur că nu ne-am oprit aici și că am, de exemplu, de vreo 12 ani în primăria Ciugut, toate documentele care intră și ies
sunt arhivate electronic. De ceva vreme, oamenii poate să vadă în ce stadiu sunt anumite solicitări ale lor în cadrul primăriei. Omul poate să-și ceară un certificat de urbanism direct în sistem online. Poate să obține certificat de atestare fiscală sau adeverințe în sistemul online. Și dezvoltăm în continuare astfel de servicii. Nu vă mai spun că am implementat anul trecut niște automate, vă spuneam că aveam 6 sate și că aveam probleme cu vârstnicii care nu folosesc tehnologia informatică și pentru asta trebuia să dislocăm un om cu mașină, cu toată tehnologia, să meargă să stea 2 ore în fiecare sat, într-un spațiu, să colecteze impozitele și taxele ca să nu mai vină oamenii până aici. Am luat decizia și am găsit niște parteneri din București prin care am implementat niște automate de plată în toate cele 6 sate ale comunei, inclusiv în holul primăriei Ciugut. Ca atare, nu mai avem nevoie de casier, adică dacă până acum oamenii veneau la primărie să plătească impozitul și mai ales vârstnicii săraci veneau să spune casierei că n-au dormit bine, că nu știu, doare stomacul, că așa, și o țineau din activitate. Le-am mai explicat și la ședință că preotul este peste drum și că acolo se spovedește, aici noi avem multă treabă. Și de aceea am implementat inclusiv la primărie aceste automate, le-am pus în magazine. Fiecare gestionar învață pe oameni să-l folosească, dar oamenii sunt foarte, foarte receptivi. Și astfel oamenii au primit câte un card al cetățeanului cu un cod de bare. În cardul acela, când și-l scanează, îl duce automat în platforma noastră, direct la, eu știu, poziția lui din impozite și taxe și vede exact ce datorii are, ce și-a plătit și așa mai departe, tot istoricul. Asta este un aspect. Un alt aspect, faptul că noi cumva prin ceea ce implementăm devenim mult mai operativi, devenim mult mai apropiați și răspundem în timp foarte rapid cetățeanului, pentru că vedem, timpul este cel mai mare dușman al nostru, da? Este cel mai prețios, să zic, lucru pe care încercăm să-l gestionăm cât mai mult. Și atunci, ca într-o oră, într-o eră a vitezei, a informatizării, nu mai poți să plimbi hârtiile dintr-un birou în altul, totul trebuie să se întâmple în, aproape în timp real. Și toate acestea au dus cumva indirect la o creștere a încrederii investitorilor în administrația de la Ciugut. Și astfel am reușit să punem bazele unei zone de dezvoltare economice care ne aduce 80% din veniturile la bugetul nostru și ne-am creat un motor financiar care cumva ne asigură independența financiară. E minunat, citisem la un moment dat și despre aprozarul virtual pe care l-ați implementat imediat ce a început pandemia și voiam să vă mai întreb despre această digitalizare în zona de agricultură și de zootehnie, pentru că vorbim despre un smart village până la urmă. Domnule Dan Lungu, ne puteți da mai multe detalii? Da, cu siguranță este un proiect care nouă ne place foarte mult. Domnul primar cu siguranță o să vă spună mai multe, pentru că noi am intrat și într-un parteneriat cu Guvernul României. Ne bucurăm că am reușit să îi convingem, de fapt să-l convingem mai întâi pe domnul ministru al fondurilor europene, care într-o vizită la Ciugut a înțeles cât de important este ca satele românești să devină până la urmă smart, să devină inteligente și să folosească tehnologia nu pentru a implementa proiecte de fițe, ci pentru a implementa proiecte în beneficiul oamenilor. Dar revenind la partea cu aprozarul virtual de care m-ați întrebat, a fost un proiect pe care noi l-am dezvoltat inițial pentru oamenii noștri din comună, pentru producători. Și revenim puțin la statisticile europene. Nu știu dacă cunoașteți faptul că România este țara din Uniunea Europeană care are înregistrate oficial cele mai multe exploatații agricole.
Adică depășim țări cu tradiție în agricultură și mai mult decât atât, spuneați dumneavoastră la un moment dat că 80% din teritoriu este în zona rurală, dar și 45% din populație o avem în zona rurală. Și mulți dintre cei care sunt în zona rurală în continuare au aceste mici ferme și desfășoară o activitate de subsistență prin intermediul acestor mici ferme. Ei, în momentul în care s-a închis tot ceea ce înseamnă piețe agroalimentare, zone de desfacere, am încercat să găsim o soluție pentru micii producători și fără bani publici, doar cu ajutorul unor prieteni care au venit alături de Ciugud, prieteni ai Ciugudului, am reușit să facem acest aprozar virtual pe care ulterior l-am și extins la nivel național și nu o să ne oprim aici pentru că încă mai construim la el și vrem să îl punem la dispoziția producătorilor agricoli, astfel încât să se formeze mici clustere, mici grupări de producători în zona unui oraș, în zona unei localități mai mari, astfel încât, spre exemplu, dumneavoastră, dacă veți avea nevoie să vă cumpărați roșii, dar să știți că sunt autentice și produse de producătorii noștri locali, să intrați pe acest aprozar virtual, să vedeți cine vinde roșii în zona dumneavoastră apropiată și, mai mult decât atât, să intrați în contact direct cu micul producător. Asta ne dorim noi prin aprozarul virtual. Dar, practic, este o inițiativă pe care, v-am spus, încercăm în continuare să o dezvoltăm și nu este singura, pentru că Smart Village înseamnă un concept mult mai amplu și pe termen lung. Revenim și la oportunitățile pe care le aduce acest Smart Village. Așa cum vorbeam în culisele emisiunii despre acea tendință pe care a generat-o pandemia, da, din ce în ce mai mulți oameni din jurul meu se gândesc serios să se mute la țară. Alții au deja o casă de vacanță, alții deja se gândesc să achiziționeze un teren, să-și construiască. Faptul că acum se merge foarte mult pe ideea de telemuncă e un motiv în plus de a ne gândi la o mutare din aceasta majoră. Pentru aerul mai curat, pentru apa și hrana mai natural, mai aproape de natură, pentru reintegrarea naturii, liniște, sănătate, tihnă și toate lucrurile pe care ni le dorim. Aș vrea să vorbim despre valorile pe care le aduce un sat inteligent, un sat civilizat, așa cum este Ciugudul. Domnule primar, care sunt valorile pe care construiți și generați această comunitate? Da, păi, în primul rând sunt oamenii. E de știut că orice organizație, calitatea oricărei organizații e dată de calitatea oamenilor din acea organizație. Și atunci, doar printr-o simbioză aproape perfectă între administrație și comunitate, și când zic comunitate, mă refer aici la tot ce doriți dumneavoastră, de la copii, școală, eu știu, vârstnici, mediu de afaceri, ONG-uri, putem să ne dezvoltăm sănătos. Pe de altă parte, am întrebat foarte mulți oameni de ce aleg să se mute în Ciugud. Chiar în perioada aceasta de precampanie am venit în contact, și nu doar acum, am venit în contact cu foarte mulți oameni care s-au mutat în comuna noastră, fie că sunt veniți din Italia, din Germania, din Elveția, eu știu, din Canada, din Statele Unite ale Americii, oameni care avem din Belgia, oameni care n-au avut de a face nimic cu Ciugudul, au auzit de noi doar tot așa din mediul online și nu cred că poate fi pentru un primar o bucurie mai mare sau o satisfacție mai mare decât că o familie de tineri care s-au mutat din Germania aici spun: domne, noi ne-am mutat de un an, dar sincer ne-am mutat acasă.
și să spună că n-am crezut vreodată că venim din Germania într-un sat din România unde să ne simțim mai bine ca în Germania. Ei, pentru mine asta înseamnă totul și asta cred că îmi dă energia să merg a doua zi mai departe. Pe de altă parte, noi, așa cum a spus dumneavoastră, promovăm această idee de sat inteligent. De ce ne-am îndârjit noi să promovăm ideea asta? Pentru că vă aduceți aminte cu ceva ani în urmă, pe toate ecranele, în toate ziarele, la toate conferințele, erau doar orașele inteligente, această idee de smart city. Și atunci am spus, e nedrept pentru satul românesc care ascunde atâtea valori, în care trăiește jumătate din populația României, în care vedeți că noi suntem o țară eminamente rurală, să nu avem sate inteligente și cumva să fim lăsați deoparte de guvernanți în ceea ce privește finanțarea. Ei, atunci am început cu acest concept, n-am avut linii de finanțare, am căutat surse punctuale, le-am făcut pe banii noștri și am încercat să demonstrăm că un sat inteligent se construiește folosindu-și resursele lui, beneficiind de tehnologia aceasta, fără de care vrem, nu putem trăi. Adică nu poți să trăiești la țară, să faci muncă de la domiciliu și să ai internet prost sau să-ți pice curentul sau să nu ai apă sau să nu ai o școală unde să-ți duci copiii sau să nu ai un dispensar dostat. Pe de altă parte, am încercat să le oferim oamenilor acea liniște, acea liniște pe care cu toții o căutăm. Și am încercat ca Ciugudul să însemne pentru ei acasă, să însemne căminul lor unde își reîncarcă bateriile, indiferent ce aleg să facă după masa. Fie că aleg să facă sport, fie că aleg să meargă în echipa de dansuri, fie că aleg să facă voluntariat, fie că, nu știu, vor să pescuiască, vor să se dea cu barca sau cu bicicleta, ăsta este Ciugudul pe care noi îl oferim. Și astfel, oferind oamenilor condiții de trai mai bune decât la oraș, pentru că nu ne lipsește nimic din ce are orașul, ba mai mult, noi avem acel aer curat, avem acea liniște pe care orașul nu ne oferă și avem natura, avem Mureșul, care este un dar de la Dumnezeu, credem cu tărie în această idee de sat inteligent și credem cu tărie că satul românesc poate fi o alternativă a turismului, poate renaște, da? Sigur că nu putem salva toate satele, dar a dovedit-o Prințul Charles Lavinsky, da? Este cel mai elocvent exemplu. Nu putem să fim poate toate satele puse la punct, dar putem să aducem acolo ceva ceea ce nu găsim în alte state europene. Vedem că mergem în țări europene și ei încearcă să se reinventeze în mediul rural, încearcă să-și recreeze ceea ce le-au dispărut. Noi avem aceste comori, doar că trebuie să conștientizăm că le avem, să le păstrăm cât putem să le conservăm și să le păstrăm cât mai autentice, să ni le promovăm, să ne mândrim cu ele, să renaștem în noi această mândrie că aparținem satului românesc, da? Chiar să ne spunem că mai nou ni se spun fermieri, să ne spunem țărani, da? Țăranul era cel care cu palmele lui crăpate turdea pământul pentru a ne oferi hrana și era un om extraordinar. Noi ne tragem seva de acolo din ei și n-ar trebui să ne rușinăm cu treaba asta, ar trebui să ne mândrim că ne tragem seva de acolo și ar trebui ca această mândrie să o putem transmite generațiilor următoare. Vă mulțumesc pentru mesajul acesta încurajator. Dan Lungu, în calitate de purtător de cuvânt al unui Smart Village, ce le-ați transmite orășenilor care vor să revină la țară în această nouă transhumanță între ghilimele? Știți că pentru noi este și o provocare. Noi nu ne dorim să devenim o comună dormitor, cum din păcate se întâmplă în foarte multe zone din România. Domnul primar o să vă spună mai multe, pentru că domnia sa chiar are o poziție tranșantă legată de această provocare cu care noi ne confruntăm.
Noi ne dorim ca oamenii care vin aici să se și implice activ în comunitatea noastră. Să știți că motorul de care vorbea domnul primar în momentul de față, adică acel motor economic, înseamnă o zonă de dezvoltare economică care are peste 30 de companii, companii, unele dintre ele importante în domeniul lor de activitate, și de asemenea are peste 1000 de locuri de muncă acea zonă. Astfel încât vă dați seama că pentru noi este o provocare să ținem pasul cu municipiul Alba Iulia. Nu ne comparăm cu municipiul Alba Iulia, dar în același timp vrem să trăim într-o simbioză și nu oarecum să fim distruși de această apropiere de un municipiu puternic. Pe de altă parte, ce le putem spune oamenilor care vin, vă spun din perspectiva mea, omului care vin în Sud, am lucrat o perioadă în București, am stat toată viața la oraș și visul meu cel mai mare este să mă mut la țară. De ce să mă mut la țară? Pentru că acolo poți să găsești liniștea de care ai nevoie, poți să ai o zonă în care poți să-ți crești sănătos copilul dacă administrația locală înțelege că trebuie să investească în educație, poți să găsești tot felul de activități, la fel dacă administrația locală împreună cu comunitatea se implică pentru a dezvolta acele activități, ai infrastructura necesară, ai internet de mare viteză, că tot vorbim de era digitală, și pot să vorbesc din perspectiva mea. Nu știu de ce alții s-ar muta la țară, dar vă spun că eu sunt cel mai nou membru al echipei din Ciucuri. Eu nu sunt decât de un an m-am alăturat echipei și perspectiva vieții pe care o aveam înainte în București, spre exemplu, unde făceam o oră și jumătate în trafic, o oră și jumătate dimineața, o oră și jumătate seara, nu este ok pentru nicio familie. Pe de altă parte, vă spun că sunt mulți tineri cu care mă întâlnesc, care vin spre Ciucuri. Și vin spre Ciucuri pentru că spun, ne dorim o comunitate care să fie vie. Și ne bucurăm că o găsim și la țară. Adică da, dar foarte bine faptul că nu, oamenii nu vin doar pentru relaxare, ci vin pur și simplu să creeze afaceri, să facă antreprenoriat, să dezvolte comunitatea. Exact. Până la urmă, asta ne dorim. Vă spuneam că avem, din păcate, drama unor comunități rurale care s-au urbanizat foarte mult și care, din păcate, au devenit, cum spuneam, acele comune dormitor pentru marile orașe. Avem comune de acest fel în zona Clujului, avem comune în zona și chiar și în zona Sibiului și nu ne dorim și noi să devenim asta. Tocmai de aceea administrația locală din Ciucuri a investit foarte mult în atragerea de investitori și deja nu este un secret, noi lucrăm și la un brand economic al Ciucudului care să însemne oarecum și faptul că suntem o administrație locală deschisă pentru investitori, prietenoasă și corectă cu investitorii. Mulțumesc și pentru această perspectivă. Domnule primar, practic ați creat o oază de normalitate în România. Întrebarea mea este cum putem crea legături? Sunt convinsă că mai sunt și alte astfel de insule de normalitate. Cum creăm alianțe benefice pentru a avea cât mai multe sate inteligente în România? Da, aș vrea să cred că nu e o insulă de normalitate Ciugudu și e normalitatea pe care aș vrea să o văd în fiecare sat din România. Cum vom crea alianțe? Simplu, deja alianțele le-am creat, pentru că datorită a ceea ce faceți dumneavoastră media, promovând aceste exemple de bună practică, demonstrând că nu suntem în țara lui nu se poate, ci suntem în țara lui se poate, important e doar să visăm, să visăm frumos și vă spun din proprie experiență că visele devin realitate. E important ce-ți dorești ca apoi ți se și întâmplă. Deja
dau exemplu Smart School, deja este preluat într-o grămadă de comune din România, colegi de-ai mei ne-au sunat, au fost aici, au vizitat școala, au discutat cu cadrele didactice, au venit cu profesorii și le-am dat furnizorii de echipamente în așa fel încât să-și implementeze și dânsii. Poate că unii n-au banii să-și facă toată școala, dar spuneau, băi, măcar o clasă să fac, să vadă copiii că ăsta este viitorul și apoi la anul mai fac o clasă. Ei, astfel de oameni sunt oamenii care schimbă lucrurile în bine, care înțeleg cât de importantă este investiția în educație. Apoi avem foarte mulți colegi care vin cu echipe din primărie să discutăm despre cum putem atrage cât mai multe fonduri și ce este și mai important legat de această idee de Smart Village, că în urma vizitei domnului ministru al fondurilor europene, domnului Boloș, în comuna Ciugud, dânsul a înțeles că e vremea să nu mai promoveze doar ideea de Smart City, ci și ideea de Smart Village, a preluat-o, iar mâine, la ora 15, vom avea o masă de rotundă, chiar dacă este în online, cu colegi de la Asociația Comunelor și din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, la care va participa chiar domnul ministru, prin care punem bazele unei surse de finanțare pentru acest concept. Este un început, este un început foarte bun, pentru că vom primi, deja România primește foarte mulți bani pentru această măsură de reziliență datorită pandemiei și este o șansă pentru satul românesc să înceapă chiar cu pași mărunți să-și finanțeze anumite investiții pentru a-și face satele inteligente. Mulți se întreabă care este secretul acestei uriașe rate de absorpție a fondurilor europene. Ce ne puteți spune în acest sens? Păi, în primul rând, o echipă de oameni profesioniști, o echipă de oameni care visează alături de noi și care ne-au înțeles strategia noastră, multă, multă muncă, uneori curaj, și, desigur, am învățat să ascultăm întotdeauna opinia și să ne încurajăm, așa cum a spus dumneavoastră, de profesioniști. E, în opinia mea, în orice ecuație, cea mai importantă, în orice ecuație sau în orice rețetă a succesului, cel mai important ingredient este omul. Dacă știi să alegi oamenii potriviți, la locul potrivit, dacă știi să vezi în orice partener al tău calitățile lui și să nu-i cauți defectele, dacă știi să-i promovezi calitățile, atunci cu siguranță vei avea succes. Dacă ești un lider care spui că eu le știu pe toate, eu le fac pe toate, atunci cred că ar trebui să ai greșit cariera și ar trebui să te duci în altă parte. Pentru că ne apropiem de finalul dezbaterii noastre, am să vă întreb, domnule primar, așa vorba cântecului, ce aveți dumneavoastră și n-au alți primari? Știți cum se spune, ce are ea și nu am eu. E complicat de răspuns la... Cred că eu am multă credință și încredere în oameni. Și cred că... nu știu, Dumnezeu m-a binecuvântat cu această comunitate extraordinară. Și aș mai spune în plus, și aveți și niște consilieri foarte buni și o echipă foarte, foarte bună, așa cum am constatat și din interacțiunea pe care am avut-o cu purtătorul de cuvânt, Dan Lungu. Dan Lungu, un cuvânt de încheiere, un mesaj de încurajare pe cei care ar vrea să vă urmeze bun exemplu? Celor care ar dori să ne urmeze exemplu, noi le spunem că nu am făcut nimic deosebit aici, ci este doar normalitatea. Adică, fără falsă modestie, aceasta ar trebui să fie normalitatea și încet, încet ar trebui să înțelegem cu toții cei care lucrăm în zona administrației publice locale. Vă spuneam, eu am o experiență foarte mică în administrația publică locală, dar am fost mult timp de partea cealaltă a baricadei, de partea presei, să spunem așa.
și am înțeles că cel mai important lucru este să înțelegi că trebuie să lucrezi pentru oameni și împreună cu oameni. Și mă bucur că în echipa de la am găsit acest lucru. Domnul primar este modest, dar o să vă spun eu foarte scurt câteva lucruri despre colegii mei. Să știți că sunt colegi extraordinari care nu au pus pixul jos uneori la ora 4, continuă să lucreze de la birou sau de acasă, pentru că noi avem inclusiv mobilitatea aceasta, posibilitatea de a lucra de acasă, avem colegi care se specializează continuu, avem colegi care în curând vor fi vor termina doctorate și așa mai departe. Adică, până la urmă, e important ca în ceea ce faci, cred că să încerci să spui toată priceperea, toată determinarea și pasiunea și cu siguranță vei reuși să ai rezultate bune. Oricum, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru oportunitate și sperăm să vă primiți și la început. Cu siguranță avem și noi planuri pe care urmează să vi le împărtășim. Așadar, există speranță pentru satele românești să nu se piardă valorile, să revină ce au fost odată și chiar mai mult decât atât în noua paradigmă a digitalizării. Vă mulțumim încă o dată pentru faptul că ați participat la această dezbatere. Le mulțumesc și celor care ne urmăresc cu constanță în noua serie de dezbateri To Value Talks, o emisiune online în sistem NetEvent, dezvoltată de Tudor Communication împreună cu partenerii noștri de la nettv.ro. Ne vedem pe 8 septembrie la o altă ediție cu noi profesioniști împreună cu care vom dezbate starea educației în România înainte de deschiderea anului școlar și vă asigur că vă voi da de exemplu cu școala smart despre care mi-ați vorbit cu atâta pasiune. Vă mulțumesc, să ne auzim cu bine și să aflăm de cât mai multe sate inteligente în România. Pe curând! Vă mulțumesc! Vă mulțumim!